Cine spune că agricultura e o meserie urâtă n-a stat niciodată în mijlocul unui lan de lavandă. Și, pe lângă faptul că este o ocupație frumoasă, se pare că este și destul de profitabilă. Sau cel puțin așa ne explică un cultivator de levănțică din Ocna Mureș, care are acum, pe lângă propria sa cultură, și o pepinieră, cu care îi ajută și pe alți agricultori să cultive această floare atât de specială. În momentul de față ne aflăm în pepiniera de butaj de lavandă, cuprinsă între 20 și 25 de ari. Pe suprafață, deocamdată, a fost inundabilă, dar sperăm că o vom face să nu se mai inunde. Aproximativ avem butaj făcuți ecologici între 100 și 150 de mii, butaj care deocamdată își revin și sunt sănătoși. În urma ploilor, foarte multe au fost afectați, dar văd că apa s-a retras și încep să-și revină. Deci sper că la toamnă vom avea cantitatea contractată să o dăm la clienții noștri pentru a-și face și ei culturi ecologice. Sper că la anul, dacă reușim, o vom extinde și vom face ca să nu ne mai inunde apa. Păi în primul rând vom face un canal de aducțiune pe marginea respectivă, deoarece de pe dealul respectiv, sigur că da, și vom face cădere în pârâu, dar vom porni de aici cu o distanță mai mică și vom merge în cădere spre... Ea are un pic teren, are un pic de cădere. Are, de aia se și vede acolo, uitați, unde a fost de-o stat 2-3 zile. Apa mai acolo mai deja, mai sigur mai că mai da, acolo am și tuns deja butașii pentru regenerare. Îi vom trata și sperăm că îi vom salva o parte din ei. Ce faceți cu butașii aceștia? Acești butași, o parte dintre ei vor fi replantați la noi pentru a ne mări cultura și o parte din ei sunt contractați pentru alți clienți care vor să-și înființeze culturi ecologice de lavandă. Deci nu sunt pentru vânzare în magazine, cum vedem prin tot felul de florării, se vând la ghiveci. Nu. Știți ce? Astea sunt pregătite pentru culturi. Deci sunt persoane care doresc să-și înființeze culturi de lavandă și doresc din nou să facă și ecologic și atunci în toamnă vin ca să-i ridice. Deci persoane care au contractat. Într-un fel, dumneavoastră vă ajutați și concurența, că dacă aveți plante bune și le vindeți, luați bani pe ele, dar și ceilalți cultivatori o să aibă plante frumoase. E un soi de fair play în domeniul ăsta foarte interesant. Bineînțeles, și ce interesul nostru, cel puțin e a meu, să nu rămân singur sau să lucrăm, puțin interesul e să lucrăm în echipă, nu-i tot una de produs 2-3 tone de lavandă sau produce 100 de tone de lavandă într-o asociație, deci imediat piața de desfacere alta. Deci aveți cerere, nu asta e problema? Nu, asta e, știți ce, ultima problemă, cerere. Deci nici nu puteți produce cât ați putea nu, să vinde. Nu, știți ce, nici cel puțin un sfert din cât se cere, vreau să zic, angro, cu ce vindem și așa, amănunt. Către ce industrii vindeți, ca să zic așa? Păi de obicei, ce cumpără în cantități mari de sunt fabricile de prelucrează plantele medicinale, cu care avem o colaborare bună și niște oameni corecți, care sperăm că și în continuare vom bate mâna spre viitor, bine. În câtă vreme crește o plantuță din aceasta? Astea sunt plante, cultura normal de aici e înființată în primăvară, la începutul primăverii, bineînțeles, terenul a fost pregătit de toamnă și primăvara, când s-a încălzit solul un pic, am și intrat cu semănatul. Ele vor fi în toamnă, spre sfârșitul lui septembrie, scoase și înființăm o altă pepinieră. Levănțica este o plantă mediteraneană, dar anumite soiuri cresc bine și în România. În plus, este o plantă destul de puțin pretențioasă, căreia nu-i place apa. Așa că verile tot mai secetoase din țara noastră fac din ea o alegere destul de bună. Păi vă spun sincer, m-am apucat prima dată nu de levănțică, că
Prima dată am cultivat porumb, după aia orzoaică și când mi-am făcut niște calcule, deoarece n-am utilaje și fiind scumpă motorina, deci am lucrat tot cu alții care au utilaje și când mi-am făcut calculul, normal că am văzut cât am investit și ce am scos, atunci imediat am renunțat. Nu că nu se merită să cultiv și porumb sau orzoaică, dar pe suprafețe mari și să ai utilaje, deci. Și atunci am trecut la, bineînțeles, și pe mine m-a sfătuit cineva, că nu eu am fost care am pornit cu ideea, că nici nu știam de plante perene și de, da, m-a sfătuit cineva, l-am crezut, am încercat, am avut curaj și mergem înainte, oricum n-o să renunț. De câtă vreme faceți? Ăsta e al treilea an de când sunt pe producție și un an am făcut înainte numai pepinier și când am văzut că se cere tot mai mult planta, atunci am început să înființez cultura și sper că ne vom extinde. Cam câte hectare aveți? Cu ce suprafață? Aici, cu pepinieră, cu tot sunt în jur de aproximativ 2 hectare. Un hectar și vreo 700. Cu pepinieră, cu tot. Și deja va ajunge suprafața asta să vă scoateți cheltuielile și să... Da, știți ce, cum să vă zic dumneavoastră? Și ce pe profit, cum ar veni? Păi ea prima dată merge pe cheltuiel, după aia cheltuielile în anii următori, deci numai ce intrăm cu motocultoarele cu benzină, ele consumă puțin, după aia cu motocoasele și eventual, dacă nu s-ar fi îmburienat, acum intram și cu foarfecile mecanice, dar așa, deoarece au început să se îmburieneze, intrăm cu secerile anul ăsta, deci... să o recoltăm cât mai curat. E o cultură puțin pretențioasă și destul de profitabilă? Nu pot să zic că e pretențioasă. Știți ce? Anul ăsta e un pic mai deosebit, deoarece au fost ploile astea multe. Îi place seceta. Exact, știți ce? Ea intră rădăcina până peste un metru. Și cât de multă secetă, bine, la maturitate mă refer. Dar seceta îi place, știți ce? Încă zâmbește la secetă, deci ca un brăduț argintiu, așa se comportă. Foarte mult îi place căldura. Ce fel de levănțic aveți aici? Numai de un soi sau aveți? Numai de un soi și tot pe ăsta mă duc și vă spun de ce, deoarece am urmărit în primul rând să n-am surprize primăvară, când pornește în vegetație, deoarece vedeți că la noi sunt ierni cu surprize, că peste tot s-o schimba clima. Da. Și de prind o iarnă la -20, -25 de grade, fără zăpadă, o să am surpriză în primăvară să fie înghețate, de-aia vă spun că... Așa, ați făcut, cum ar veni, experiențe pe un soi și nu vreți să vă suciți? Nu, de-aia, nu, da. De-aia mă și duc tot pe soiul ăsta, știți, și în pepinieră. Tot soi de ăsta am și zice, s-ar putea, nu zic că e cel mai productiv sau cel mai bun, dar e soiul care îmi convine pentru ieri. Și îmi place, știți ce mai e plantă mediteraneană, totuși. Exact, sigur, că dacă la noi iernile vedeți că schimbă tare. A ce fel de soi este? E angustofolia truie, știți cum? Dar un soi care îmi dă între 5 și 6 tone la hectar. Deci sunt mulțumit și ca productivitate. Sunt altele și mai productive? Probabil că sunt, știți ce, dar nu pentru clima noastră. Ea, probabil, cum e clima mediteraneană, produce și mai mult. Și ce vreau să vă zic, ea nici acum nu e la maxim. E de-abia în anul 3. Ea cum crește și cum o să fie tufele tot mai mari și intră tot mai mult pe producție. Deci cu cât e tufa mai mare, întreținută... La câți ani ajunge la maturitate? Păi la maturitate e cam pe la 7-8 ani, dar durata de viață aia este și între 12 și 15 ani. Deci merge. Deci nu aveți treabă. Puneți un câmp... și, mă rog, nu aveți treabă. Trebuie îngrijită, dar 10 ani nu o schimbați. Nu, știi ce? Deci ea e prima dată plantată, că e plantă perenă și după aceea deci numai întreținută. Asta e. Mă spun, știi ce? Deci așa am înființat-o, deci neavând utilaje mari, deci am înființat-o ca să pot lucra cu motocultoare, motocase și distanța de la, între rânduri am făcut-o de un metru și între plante de o jumătate de metru. Sunt unde se lucrează mecanizat și pe suprafețe mari, de fapt convențional, nu ecologic, și 3-4 metri distanță între rânduri, dar eu am urmărit
pe suprafață cât mai mică, să am randament cât mai mare. Și ce vreau să vă zic, dumneavoastră, deocamdată, acum o recoltăm manual. Da, dar dacă o să ne extindem și facem asociații, atunci sunt mașini de recoltat și imediat, având suprafață mai mare, avem cantități mai mari, atunci putem și procesa prin distilerie, ca automat. Ea fiind proaspătă, o putem folosi pentru uleiuri de lavandă. Acum, în prezent, să știți că nu folosim prea mulți oameni, știți, zice, pentru că nici suprafața uscătorului nu e așa mare, dar aproximativ 4 până în 5 oameni. Când e vorba de recoltat, de taie și în timp, până când ajungem la recoltat, mai mult de 2 ani, eu și cu băiatul meu nu folosim, bineînțeles, cu ajutorul motocultoarelor, motocoaselor, deci fiecare merge nu mecanizat, mecanizat în stil micuț, așa ca pentru noi micii producători de lavandă. Ați vrea să vă extindeți sau vreți să rămâneți la nivelul ăsta? Că fiecare are, unii vor să cultive pe cât mai multe terenuri, altora le convine cât au. Noi pe ecologic mai mult de 2 hectare. Nu vrem, deoarece vă spun sincer, necesită unele lucrări manuale. Nu poți să obții un produs ecologic de calitate dacă nu te străduiești să și respecti niște norme și să ții terenul cât de cât curat, ca să ai și o productivitate, să fii rentabil. România nu e la început, după câte știu eu, și pe timpul comunismului, plantele medicinale, după câte știu eu și am citit, să știți că au ocupat o suprafață destul de importantă. Din câte știu eu, chiar și lavanda, 250 până în 300 de hectare. Bine, asta vă spun numai din citit, nu că știu practic, dar eu mă gândesc, fiind o plantă folositoare pentru sănătatea omului, acum se folosește și în chimie, e adevărat, și ca odorizant și ca asta, dar mă gândesc că o să aibă un viitor și vă spun, atracția și felul cum vin oamenii, deci doresc, se interesează să se extindă, în creștere de la an la an. Sigur, de asta am bătut drumul de la Bacău până la Ocna Mureș. Să vedem la fața locului cum arată și poate pe viitor reușim să colaborăm. Dar ce v-a determinat să treceți de la o altă activitate la agricultură? La... Sincer, un reportaj TV. Sincer, un reportaj TV? Exact. Despre ce? Exact despre domnul Iacob era. Deci poate mai convingeți și alții. Adesului. Aproape sigur convingeți. Dar v-au, în afară de frumusețea florii și a faptului că e o îndelenicire, presupun că relaxantă, grea, ne-a zis domnul Iacob, dar relaxantă. Presupun că vă atrag și alte aspecte, că doar trebuie... În primul rând ar fi aspectul de a produce ceva, ceea ce în România e din ce în ce mai rar întâlnit. Și... Vă supărați dacă... Coroborat cu ce am văzut la televizor, mi s-a părut o idee foarte bună. Și ce ați văzut la televizor cu ce vedeți azi aici, în realitate, seamănă? Absolut, că era același câmp. Vă supărați dacă vă întreb ce făceați până acum sau ce meserie aveți? Sunt administrator la o firmă, vindeam materiale de instalații până acum. Aveți teren... Sau trebuie să o luați chiar de la zero? Este și un teren, depinde acum, teren trebuie căutată locația. Terenul ar fi în județul Botoșan, noi fiind din Bacău, acum rămâne de stabilit și de văzut unde înființăm cultura, că Botoșanul e destul de departe, avantajul ar fi că terenul e acolo în proprietate, să zicem, și la Bacău deocamdată nu suntem proprietari. Iar domnul Iacob a zis că nu ne-ar sfătui să luăm în arendă. Deci urmează să hotărâm. Mă rog, asta hotărâm ulterior. Este un punct important și faptul că levântica e o plantă care rezistă la secetă și România absolut, din ce absolut. În ce mai mult. Absolut, da. Numărul cultivatorilor de levântică este în creștere, deși cultura nu este tradițională pentru România, mai ales în zonele deluroase.
Lavanda fiind o plantă care iubește zonele mai înalte, unde nici temperaturile nu sunt atât de mari. Păi în Alba să știți că deja, chiar și aici lângă noi, cât să vă zic dumneavoastră, la câteva sute de metri sunt persoane venite din Spania și din Italia, deși ori înființat deja aproape... și italieni? Sau români? Români care au fost plecați și s-au întors și au înființat chiar și aici lângă noi. Este o persoană venită din Spania care aproape pe un hectar anul trecut, anul, deși a înființat anul ăsta, deja e pe producție. I-a dat deja cam 30% floare. Și credeți că încet, încet ne putem bate cu mari cultivatori? Pentru că sunt țări care au pe suprafețe mari, nu știu, Franța, de exemplu. Nu știu dacă o să putem, depinde de noi. Adică măcar să rezistăm pe piață. Mă gândesc, știi, cel puțin pe piața internă. Și dacă o să facem produse de calitate, mai ales cu mirosul și proprietățile pământului nostru și care nu o să folosească prea multe chimicale, eu zic că vom avea portițe de intrare și afară cu produse de calitate. Dintr-o plantă ecologică, mă refer. Părerea mea asta e, știți, și acum, cum să vă zic, nu sunt nici contra, că se poate cultiva și pe suprafețe mari, dar atunci poți să obții, știți ce, o folosești convențional, poți folosi erbicide, îngrășăminte, dar faci cantități mai mari și atunci poți să faci uleiuri de ce se folosesc la detergent și alte produse care... Acolo nu-ți trebuie ecologic. Sigur, care nu necesită să fie ecologic. Dar sunt locuri unde medicină sau în fabricile de prelucrare a plantelor medicinale specifică de la început doresc o plantă ecologică. Nici dotările tehnice pentru cultivarea acestei plante nu sunt foarte mari. După cum ați văzut, este o plantă perenă care rezistă cel puțin 10 ani, iar de cules se poate culege chiar și cu secera. Doar pentru uscare este necesar un spațiu special amenajat. Deci ne aflăm în fața uscătorului pe care îl folosim totdeauna la recoltare, în restul timpului, deci îl ținem gol, dar în timpul recoltării ne ajută foarte mult, deoarece se poate usca repede și foarte avantajos. Deci, odată introdusă planta, după cum vedeți, este pus jos o prelată de rafie, pentru ca tot ce se pune lavandă pe ea, ce îi prin întoarcere, să cadă pe ea. Deci, rămâne fânul și lavanda măruntă rămâne pe prelată. S-a pe care recupera. Sigur că da, o recuperăm toată și nu se pune planta pe pământ. Deci să rămână curată și planta, asta e fânul. În afară de fân, după cum puteți vedea, avem buchete pe care le uscăm pe lanțuri. Se usucă mai bine decât sigur, și tot la 10-a zală avem făcute cârlige pe care atârnăm buchetele și care vor fi totdeauna cu floarea în jos să-și mențină culoarea și prospețimea. Dacă e pusă cu floarea în jos, se menține mai bine? Sigur, și culoarea rămâne, știți ce? Probabil din cauza uscării și este intervalul ăla de unde se poate usca, deoarece pe fiecare lanț tot din 10 în 10 zale, știți ce? Deci acolo se pune pentru să intre și aerul, dacă nu intră aerul și nu-i anumit, ușor. Sigur, că da, deci ca să-și păstreze și culoarea și în primul rând să nu se mucegăiască buchetul. Florile care sunt pe zale, pe lanț, sunt de un anumit fel și cele care sunt jos sunt mai... Nu, nu, de obicei, deci în schimb, cele care sunt jos, în momentul când se adună, se pot aduna în diferite moduri. Fel. Unele se adună în lădițe, de exemplu ce adunăm pe jos, putem să adunăm în saș deoarece se golește vrac. Și totdeauna, pentru cine trimiteți? Exact. Ce fac cumpărătorii cu ea? Sigur, sigur. Și exact, cum să vă zic, unii care cumpără vrac, aia o golim jos și aia vine dimineață și seara, întoarsă ca fânul și respirată, să intre aer, să se usuce mai repede. Contează și aspectul și calitatea ei. Deci, cum să vă zic, numai atât singur, calitatea și aspectul ei rămâne același ca și cele de pe lanțuri. Uh-huh. În schimb, atât că nu-i făcută buchețele, dar și conținutul, deci absolut la ce folosesc fabricile de prelucrare a plantelor medicinale, e foarte important, deci să-și mențină mai ales proprietățile. În afară de plantele, în afară de fabricile care o folosesc ca plantă medicinală, către cine mai vindeți?
Cine mai folosește lavandă? Lavandă folosește în primul rând comercianții. Uh-huh. Sunt o parte, deja ori început anul ăsta să facă și ulei de lavandă, de obicei cine are fabrică de săpunuri și astea. După aceea sunt oamenii care fac un pic de negoț, cumpără de la noi la kilogram, că noi le dăm și ei fac buchețele. Deci sunt cumpărători foarte mulți și diversi în diferite probleme. Deocamdată noi ne-am reușit să ne facem o mică distilerie, dar sper dacă ne vom asocia să o facem și aia și să obținem și noi ulei de lavandă. Vreți să faceți o asociație a crescătorilor de lavandă de aici, din zonă? A cultivatorilor. A cultivatorilor. De... Exact, știți ce? Aia uh-huh. E primul. Primul lucru care trebuie. Care ne stă, știți ce? Cu cât suntem mai asociați și uniți, cu atât vom merge mai repede și mai bine înainte. Și împreună ați vrea să faceți o mică distilerie ca să valorificați tot dumneavoastră lavanda într-o fabricuță care să vă aparțină. Da, știți ce, deja cum să vă zic, sunt următorii pași, dar prima dată, primul pas dorim ca să mărim numărul cultivatorilor, după aia să facem o mică asociație și după aia să facem o mică distilerie mobilă pe care să o folosim curând și eventual, după aia nu-i tot una să vinzi 5-10 litri de ulei sau să vinzi 200-500 de litri, deci spre principiu să ne asociem, cu cât suntem mai mulți, cu atât e mai bine. Dar reușiți? Pentru că știți dumneavoastră ce se spune, în România cu asocierea mai greu. Adică cultivatorii cu care ați vorbit sunt deschiși la idee? Da. Și ați spus deja de un plan cât de cât sau sunt reticenți? Într-adevăr, aveți dreptate, să știți că mulți dintre ei cu diferite idei, deci nu, dar sunt, care într-adevăr își dau seama că viitorul e asociația și cu cât suntem mai uniți, cu atât suntem mai puternici și avem alte drepturi. Imediat putem să accesăm fonduri, să luăm o distilerie, să luăm o mașină de recoltat, să nu se mai chinuiască oamenii la recoltat în soare. Deci, avantaje și avantaje. Depresează piața. Piața, știți ce? Deci, important e să fim uniți corect și să mergem înainte. Pentru că aveți lavandă ecologică, presupun că o puteți vinde, aveți comenzi și din afara țării. Da, au fost și din afară, știți ce, deci cu pretenții mai mari, da, au apărut comenzi și din interiorul țării. De exemplu, acum, ce vedeți dumneavoastră în uscător, special e cerută să fie ecologic, deoarece și fabricile noastre de plante medicinale deja au început să aibă linii ecologice și atunci toate plantele ce le prelucrează trebuie să fie ecologice.